După o perioadă cu ploi și furtuni, meteorologii vin cu vești bune. Vremea se îmbunătățește semnificativ în următoarele zile. Temperaturile vor crește treptat, iar soarele își va face simțită prezența tot mai mult. Joi și vineri sunt așteptate temperaturi de până la 27 de grade Celsius, anunțând un final de săptămână plăcut și cald, perfect pentru activități în aer liber. Vorbim astăzi de o ameliorare sub aspectul ploilor, nici vorbă de o intensificare a acestora. Vorbim despre o vreme tot mai frumoasă și o încălzire treptată. Astăzi vom avea o zi însorită în partea de sud, vest și sud. Vor fi ceva nori în restul țării, însă în partea central-sudică a Moldovei plouă, fel în nord-estul Munteniei și Dobrogei, partea nordică. Precipitațiile vor fi aici slabe cantitativ, a transmis meteorologul ANM Mihai Huștiu. Apoi vorbim și despre o după-amiază, despre o vreme în general frumoasă în aproape toată țara, cu temperaturi care vor ajunge la 23-24 de grade în partea de sud. O încălzire semnificativă de la o zi la alta, iar această tendință de încălzire pare că se menține până vineri. Joi și vineri vom avea temperaturi maxime de 26-27 de grade Celsius. Așadar, după alerte de ploi și furtuni, meteorologii anunță că vremea începe să se încălzească. Urmează zile însorite, iar joi și vineri ar putea să se înregistreze chiar și 27 de grade Celsius, relatează realitatea.net.